Dezvoltăm cu jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu. Florin, mulțumesc că ești cu noi. Oamenii aceștia, cu siguranță, potrivit acestei mărturii și nu numai, cu siguranță nu vor uita. Cine pare că a uitat, în mare parte, este statul, Florin, pentru că mare lucru nu s-a schimbat. Veșnica discuție. Da. Suntem tentați să vorbim de stat foarte mult, mai ales când comemorăm evenimentul de la Colectiv, ne îndreptăm atenția asupra statului, asupra autorităților care nu au făcut nimic. Întrebarea ce s-a schimbat primește același răspuns an de an, nu s-a schimbat mai nimic. Îți propun să ne uităm într-o altă parte. Îți propun să ne uităm la noi. Acest tânăr care a supraviețuit incendiului din Colectiv vorbea de stresul post-traumatic. Am studiat în urmă cu câțiva ani problema asta a stresului post-traumatic. El apare la oameni care au trecut printr-un șoc puternic, printr-un accident. De multe ori oamenii care se întorc de la război întâmpină flashback-uri, vise, tip coșmar, anxietate, depresie, poate duce chiar la suicid. Evident, foarte multă lume trăiește acest stres post-traumatic, fie că a luat parte la ceea ce s-a întâmplat acolo, fie că a văzut la televizor lucrul acela cumplit. Dar cred că după 5 ani putem să ne uităm mai atent la români, la societate și să conchidem că șocul ăsta nu a ajuns, nu s-a distribuit uniform, egal la toată lumea. Asta face ca la un an de la Colectiv, PSD-ul lui Liviu Dragnea să iasă câștigător cu un zdrobitor 46% după ce pe străzile Bucureștiului 30.000 de oameni au ieșit strigând corupția ucide. Cel mai brutal și mai incompetent regim politic de după 1989 s-a instalat la un an după Colectiv, prin votul oamenilor. Prin votul oamenilor. Auzeam atunci foarte multă lume spunând că cineva a pus focul acolo. Klaus Iohannis, neamțul, nu? Atac politic. Sau că tinerii ei erau sataniști, că ascultau muzică rock și meritau să li se întâmple. Auzeam români de-ai noștri, concetățeni de-ai noștri. Ce se întâmplă la 5 ani după? Păi la 5 ani după, în București, 29.000 de oameni îl aleg în funcție pe Pie Done, condamnat la 8 ani după Colectiv, în prima instanță. Cu executare, da, de Tribunalul București. Evident, cu executare, 8 ani, 29.000 de oameni. Știi ce este cel mai trist? Dacă te uiți pe structura votului pentru domnul Pie Done, vezi că 40% sunt tineri între 20 și 35 de ani. Deci tinerii l-au votat masiv pe Pie Done în sectorul 5. Tinerii din București. Tinerii din București, ai fi așteptat ca această generație să fie mai sensibilă la drama celor care au ars, au murit în Colectiv, în incendiu și pe urmă în spitale. Sunt zeci de ani de condamnări la închisoare cu executare, una singură cred că este cu suspendare din partea Tribunalului București, condamnări în primă instanță. Acum totul s-a mutat la Curtea de Apel București, Florin. Pe 18 septembrie a început judecarea apelului acolo în dosarul Colectiv. La 30 septembrie au început audierile. Acesta este motivul pentru care în această seară, la 18:30, să le spunem telespectatorilor, este organizat un lanț al memoriei între cele două puncte, Curtea de Apel și fostul club Colectiv. Desigur, veți vedea detalii și imagini la Digi24, pentru că acolo, spuneam, s-au mutat lucrurile, la Curtea de Apel București. Este totuși o veste bună, că lucrurile se mișcă față de dosare grele, cum ar fi dosarul Revoluției sau Mineriadei, în care lucrurile nu s-au derulat cu așa viteză, să o numim, față de dosarul Colectiv. Și în încheierea discuției noastre ți-aș propune, Florin, pentru că știu că ai văzut acest film documentar, documentarul Colectiv.
realizat de cineastul Alexander Nanau și propunerea României la premiile Oscar 2021. Poate că la 5 ani de la colectiv merită să-l vadă, mai ales că este weekend, mulți români care nu au apucat să-l vadă. Și poate autoritățile să-l vadă, pentru că este vorba despre ce s-a întâmplat după colectiv în filmul ăsta, despre mândria patriotică, stupidă, că avem de toate, să ne amintim că doar 26 de tineri au murit în timpul incendiului. Restul, până la 65, au murit în spitalele din România. Cine a supraviețuit după colectiv, a supraviețuit pe de o parte incendiului și pe de altă parte infecțiilor din spitalele din România. Pentru că timp de 10 zile, autoritățile din România au spus că avem de toate. Avem de toate și au refuzat orice fel de transfer în străinătate. Practic, punând cruce vieții multora dintre cei care reușiseră să iasă. Mulțumesc tare mult, Florin. Să le reamintim telespectatorilor că astăzi președintele a promulgat și acea lege care îi ajută pe cei care sunt victime la colectiv, îi ajută cu tratamentele atât în țară cât și în străinătate, sunt decontate pe viață. Scurtă pauză, doamnelor și